La puțin timp după ce am făcut 14 ani, mama m-a trimis împreună cu ultimii bani din casă, se întâmplau să fie 50 dolari, să mă tund. Și m-am dus la casă de schimb, dar era închisă. Așa că m-am dus în gară, unde un grup de oameni dubioși ofereau servicii financiare dubioase și le-am spus, vreau să schimb banii ăștia. M-am dus la între ei, am spus, uite aici, el a zis, dă-mi mie, așteaptă-mă aici. Evident a plecat și a rămas netuns. Pletos, cum mă aflam, m-am întrebat de ce m-am dus acolo, de ce m-am pus în poziția asta, de a fi într-un loc nepotrivit pentru a face o chestiune care nu se face acolo. Și după ceva timp am deschis un blog în care încerca să explic că tuturor trebuie să le acordăm încrederea. Mare parte din documentarea pe internet este o încercare de a susține o părere, dar e foarte important să nu susții părerea pe care o ai deja. E foarte important să nu te lași păcălit de gândul că ceea ce crezi tu dinainte este perfect adevărat și trebuie doar să te confirmi. Dacă doar îți confirmi părerea, nu te vei fi documentat, doar te-ai confirmat. Mai este de asemenea o problemă cu faptul că foarte mulți oameni vor să te convingă de ce cred ei. Și e important să faci distinția între dacă ceea ce spun este adevărat, dacă lucrurile de care te conving sunt reale, sau sunt doar, chiar și cu bune intenții, sunt doar o păcăleală. Putem să încercăm să ne documentăm în presă și vom găsi titluri spectaculoase pentru studii absolut banale. Dar asta nu-i vina jurnaliștilor, ei încearcă să traducă și să clarifice un studiu. Undeva pe tot lanțul se face o serie de greșeli și atunci ne trezim cu astfel de informații. Mai găsim și site-uri care spun că ne informează, dar scopul este de fapt să ne direcționeze către magazin, în special dacă discută foarte mult despre sănătate. Și mai găsim și site-uri care sunt dedicate reclamelor, care sunt dedicate informării, cu atât timp cât au foarte multe pagini de reclamă pe ele. Cumva se întâmplă ca site-urile care chiar informează, site-urile considerate de încredere, nu prea au reclame. În esență, e foarte important să avem grijă la ce citim și dacă nu citim cu atenție, e posibil să ne trezim ca la farmacie. Ducem la farmacie, zicem că vrem un medicament, cu ambalaj de medicament, cu prospect de medicament, cu efect de medicament și, de fapt, descoperim că am intrat în plafar și am luat homeopate. Mai putem întâlni mituri precum această terapie este folosită de mii de ani. Și uneori e folosită de mii de ani, dar nu are dovezi de funcționare și alteori, acele mii de ani sunt câteva decenii. Ceea ce e problematic, dar trebuie să cercetăm câte mii de ani, de fapt, sunt acolo sau câți ani, dacă să spunem așa. Mai putem întâlni și experți. Experții tind să arunce în spațiul public, dacă vor un pic de atenție, tind să arunce o afirmație care să creeze o controversă. Este ok și e dreptul lor să facă asta, dacă sunt experți în subiectul pe care și l-au ales. Veți descoperi însă că foarte mulți experți sunt experți în altceva. Și fac o afirmație în care nu se pricep mai bine decât mă pricep eu la a vorbi despre subiectele astea, eu care nu sunt expert. Și mai este foarte important să fiți conștienți de experiența personală. În experiența mea personală, avioanele nu cad dacă eu sunt în ele. Și pe baza acestei experiențe personale, cred că ar trebui să mi se ofere întotdeauna bilete gratuite către orice destinație, pentru că eu previn accidente aviatice. Nu? Corect? Nu? Și voi la fel, dacă zburați. Și acum o să punem toate astea într-un exemplu și exemplu poate nu o să vă placă, dar asta e. În 1998, Andrew Wakefield a publicat un studiu în care a declarat că vaccinul ROR, rujeolă, oreon, rubeolă, este asociat cu diagnosticul de autism. A strânit o panică enormă, presa l-a luat în serios, cum ziceam, și au cauzat o panică în multiple domenii, vaccinologie, sănătate publică, psihologie, psihiatrie, inclusiv în rândul părinților, care s-au început să se întrebe dacă e bine să vaccineze, dacă nu e bine să vaccineze.
Inclusiv în rândul părinților cu copii autiști, care se întrebau dacă nu cumva asta e cauza. Și întrebarea este, a fost Andrew Wakefield credibil? Sau trebuia să-l credem? În esență, de ce nu? E un expert în gastroenterologie, care are afirmație în spațiu public, cu presă care în continuu, la acel moment, pompa informație despre cum această asociere și cu mulți părinți care confirmau, cel puțin la nivel declarativ. Andrew Wakefield însă a fost cercetat, a fost studiată cercetarea lui și s-a descoperit că a fost plătit să facă acele afirmații de către o companie de avocați care aveau nevoie de studii într-un proces cu companii farmaceutice. S-a mai descoperit că avea un patent pe vaccin monovalent împotriva rujeolei și urma să profite dacă panica stârnită chiar funcționa. Bine, a funcționat, dar n-a profitat. S-a mai descoperit că avea un patent pe un produs de vindecare a autismului folosind capre însărcinate. Nu e foarte clar de ce, dar asta vrea să folosească. Și s-a mai descoperit că a făcut colonoscopii și puncții lombare, niște proceduri foarte invazive copiilor din studiul său, 12 copii apropo, deși acestea nu erau necesare și nici măcar nu au fost aprobate de Comisia de Etică. Toate astea au fost motivul pentru care el a fost eliminat din rândul medicilor și s-a refugiat în state. De atunci însă, vaccinologia a studiat afirmația foarte atent și a descoperit că folosind, apropo, nu 12, ci milioane de copii în toată lumea, dacă vreți, 1.200.000, ca să vedeți diferența de mărime, a descoperit că nu există nicio asociere. Dar a fost și un rezultat. Rezultatul panicii, și rezultatul panicii chiar și în prezent, este că, cu o mică întârziere de adopție, în România acoperirea vaccinală scade continuu și în toată lumea mulți copii, mii de copii, mor sau sunt afectați de bolile pe care altfel le-am fi prevenit. Și aici v-aș întreba, ok, v-am spus un exemplu, v-am dat informația generală, ce faceți cu informația asta? Care este, ce puteți să faceți voi? În esență, dacă vă documentați, dacă vă luați informația corectă, din locul corect, cu sursele corecte, sunteți siguri că acea informație este corectă, dar iarăși trebuie să judecați foarte atent calitatea dovezilor, atunci e foarte posibil să influențați viața celor din jurul vostru. Puteți să preveniți un copil care altfel n-ar fi protejat de către părinții lui din frică, de înțeles, să îi ajutați să treacă peste asta și să îl preveniți de la a se îmbolnăvi. Și el proteja pentru toată viața lui. Sau puteți să feriți un bătrânel să-și dea banii pe tratamente nedovedite. Sau puteți să feriți un om care pur și simplu nu are suficienți bani să-i arunce suplimentar pe homeopate. Este un lucru dificil de făcut, nu cu, întotdeauna cu succes, cu puțin succes, dacă e să fiu foarte sincer, dar merită făcut, în esență asta. Și e foarte important să vă dau un imbold în sensul că este dificil de făcut asta, într-adevăr, însă e și important să vă puneți multe întrebări înainte de a trage concluzii. Mult succes!